copil a leșinat. Acolo oamenii, acolo Dumurdu. Un băiat și-a găsit sfârșitul pe terenul de fotbal. Tragedia s-a întâmplat în comuna Biled. Copilul juca o partidă amicală când a căzut casecerat la pământ. Cei aflați pe teren au sunat de urgență la 112. La fața locului a ajuns în grabă un echipaj medical care a încercat să-l resusciteze pe tânăr. L-au transportat de urgență la spital în Timișoara, însă inima băiatului încetase să mai bată. La data de 25 februarie, polițiștii secției 3 rurale Sâna Andrei au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în momentul în care juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar fi leșinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, rămânând în stare de inconștiență. Polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un minor în vârstă de 16 ani, căruia echipajul medical prezent la fața locului îi efectua manevrele de resuscitare. Minorul a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale, însă din nefericire acesta a decedat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.